ziua, dragii mei! Mă duc să aștept concurenții, să aveți suflet bun azi. Când am avut eu suflet bun, Ginuț? Începând de la ora 11, lunea marțea, până în decembrie. Pup, baftă! Mulțumim! O iubesc. Am făcut un filet minion, dar n-am avut timp să fac filetul. Am făcut numai minionul și nu știu ce să fac. E așa de minion că nu se mai vede în tigaie. Cred că o să le fac un șnițel. Mai avem carne? Nu? Cât timp mai am ca să termin? 3 minute. Dacă eram bărbat, îmi ajungeau și alea. Hai că vine mâncare. E pește. Da, cred că e de prin Rahova. Nu, bă, nu. E o doamnă din Republica Moldova care a învățat bucătărie citind Frații Karamazov. Mă, e cu cărța acum, că eu nu mă prind, da? Eu nu mă prind. Te gândești tu așa, că da, eu nu m-am prins. Da. N-ai citit toate cărți câte felul de mâncare a făcut eu și invers. Da, grasule, da. Păi n-ai zis, mă, că ai citit doar o carte, Morcoveață? Păi da, aia zic. Auzi, bă, grasule, dar de idiotul de Dostoevski ai auzit? Aoleu, ce-a mai făcut? Cine? Idiotul ăsta de Dostoevski. Hai, mă, lăsați cultura pentru emisiunea lui Capatos. Hai să vedem ce-i sub capac. Eu zic că e ceva dulce. Ceva dulce înțepător, așa simt. Șniță. Hai să vedem. Cam tare. Cam tare? Cam tare? Asta-i talpă, bă, frate. O fi pui. Mie mi se pare cunoscută. Cred că e găină zăpăcită. Nu, că e neagră înăuntru. E berbec islandez. Am mâncat eu când am fost în Africa. Ai mâncat-o când ai fost în Africa, nu? Când am fost, da. Berbec islandez. Da. În Africa. Acolo era. Cum să zici, mă, că Islanda e în Africa? Cum să zici, mă, Islanda e în Africa, nu? Când am fost, tu era. Păi da, acum 25 de milioane de ani când erai tu tânăr, da, era Islanda în Africa, dar acum nu mai e. Eu auză-l, bă, frate, Islanda în Africa. Evita. Ce ai făcut, mă? Persoana care a gătit, Evita. Am crezut că eu. Evita să pună condimente. Deci eu am adus berbecul islandez din Africa. No. Băi, vreau să fac festivalul berbecului islandez-african. Bă, mai lasă-mă, bă, cu Africa ta, bă, frate, bă, lasă-mă, bă. Cum să zici, bă, că Islanda e în Africa, bă, frate? Dar unde e Islanda? În Europa, unde să fie? Care Europa? Cum să mă întreb, mă, care Europa? În Europa asta în care trăim cu toții. Mai știi tu altă Europa? Da, el mai știe o Europa mai mică în Africa. Una în care sunt berbeci islandezi, n-auzi? Mă duc să râd dincolo, că aici e curent și mi-intra el în gură. Ce e? Ce nu e? Bă. E bun berbecul ăsta islandez. Bă, termină, bă, că e talpă, bă, frate. Bă. E talpă de berbec islandez african. Da, e acolo nu e iarbă. Ăștia își mănâncă propriile coarne, dar e puțin mai tare. Eu nu pot să mănânc așa ceva, e oribil. Dacă iau cuțitul, nu mai fac decât mâncare comestibilă, jur. E ciudățică, dar interesantă, jur. Nu știu, nu-mi dau seama exact ce e. Dar dacă e lingura perfectă... Aș lua-o, dar nu știu unde am pus-o. Eu știu unde am pus-o. La o creolă frumoasă cu ochi albaștri aseară. Sexy. Bună ziua. Mamă, ce bună e. Vă scuze? De mâncare, ce bună ești. Bă, bună e. Foarte bună. Iartă-l. Spune-mi, te rog frumos, de unde ești. Din Constanța. Ce faci, grasule, răspunzi tu? Am întrebat-o pe concurentă. Păi zic că vorbești cu ea, zi.
cu tine vorbesc. Zi-mi de unde ești, te rog. Din Iași. Hai că văd că vă place fata. Punem și de o matrimonială. Dar nu azi. Azi ne ocupăm de ce știm noi mai bine. De bucătărie. Și e singură astăzi aici? Da, sunt singură azi și am fost și ieri. Și cred că și mâine o să fiu. Asta mai vedem. Întorcându-ne la concursul nostru de gătit. E cam... e talpă ce ai făcut. Știu, e talpă. Ce încerc să spun e că trebuia să o faci mai bine. Știți, talpa e talpă, oricum ai face-o. Eu cred că tu o faci bine, oricum ar fi. Da. Nu știu ce zice domnul Dumitrescu aici, că nu e bună, că nu i-a plăcut. Mie mi-a plăcut ce ai gătit. Ce e, berbec islandez din Africa, așa e? Stai un pic, las-o. Cu ce te ocupi? Eu mă ocup cu menaj în Milano. Adică faci curățenie? A, nu chiar, nu. Mă ocup mai mult cu menajatura. Stau cu o familie foarte frumoasă și când au nevoie mă bag și eu. Și cum te cheamă? A, nu mă cheamă, mă strigă direct. Treci în pat. Și tu, ca o fetiță bună, te duci? Da. Nu, draga mea. Ceea ce încercam eu să te întreb este cum te numești. A, Ana. Bun, Ana. Bine că am aflat lucrul ăsta. Ana, nu sunt prea încântat de... ce ai făcut-o aici? Uite, de exemplu, cocoloșul ăsta verde. Ăsta ce e? Spanac. E spanac, ok, dar... talpa asta. Pasta cum ai numit-o? Talpa 38. Da. Ok. Scuze. Ana, dacă ar fi să mergi mai departe, cu ce echipă ai vrea să mergi? Cu FCSB. Are simptomul. Ori are. Atunci ai un cuțit de la mine. E rândul meu să ridic. Să îl ridic. Ce? Nu ce, poftim. Să îl ridici, că vorbim de capac. Capac, Ana. Mi-ai pus capac, Ana. Ia să vedem. Ce crezi că s-a aflat sub capacul ăsta? Mă, oare? Wow! Bravo! Excepțional! Mersi! Mulțumim și noi! Ia uite-mă, săracă față! N-are nici talpă la ghete. Mie mi se rupe sufletul când văd o persoană fără talpă. Da, și mie mi se rupe, dar oamenii amărâți, dar nu pot să zic. Bă! Asta chiar e talpă! Și-a gătit talpa, e talpa pane. Ce? Nu pot să cred. E talpa. Nu pot să cred. Nu. Acum arată, putea să facă paste din șiritor, că tot le mânca.